Am fost scriitor înainte de a fi sociolog. Cred că m-a ajutat mult mai mult literatura în sociologie decât sociologia în literatură. Cred că mi-am dezvoltat un bun ochi de sociolog și o manieră de a gândi curată în sociologie, datorită faptului că aveam deja o experiență de prozator. În sensul că am debutat în 1999 cu Ochieta la Flemă. Am primit multe reproșuri în privința titlului, de la faptul că este dezgustător, până la că nu s-ar potrivi conținutului. Asta ar fi, să spunem, cel mai pertinent dintre reproșuri. Aș crede că, din punct de vedere strict estetic, ăsta poate fi un mare avantaj. Adică greața poate fi o categorie estetică pe lângă altele. Și cel mai interesant compliment pe care l-am primit eu ca scriitor se leagă de această carte. Un cititor spunea că are această carte în bibliotecă și de câte ori îi vede cotorul în bibliotecă, îi vine greață. Când își amintește cineva. Cred că totuși unele scene asemănătoare sunt și în Raiul Găinilor. Un tânăr prozator îmi spunea că la scena cu râmele care stăteau în valuri în curtea cetățeanului, i-au întors stomacul pe dos. Il y a toute une dimension très drôle de votre œuvre qui m'a échappé devant votre apparence sérieuse. Ouais, je suis professeur quand même, hein.